Alertă în România. Dronă cu inscripții rusești căzută în curtea unei case din Bistrița. Aparatul a fost preluat de urgență de către Serviciul Român de Informații. A fost panică totală în județul Bistrița, mai exact în comuna Dumitra, acolo unde o dronă cu inscripții rusești a căzut în curtea unui localnic. Când a văzut ce grozăvie are în grădină, omul nu a stat o clipă pe gânduri și a alertat imediat autoritățile. Din primele informații, aparatul de zbor are o lungime de aproximativ un metru. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat o aeronavă de mici dimensiuni și au anunțat că se efectuează verificări în vederea stabilirii provenienței acesteia. În prima fază, anchetatorii au transmis că drona nu are inscripții și nu părea a fi un aparat folosit de amatori pentru fotografii. Mai mult decât atât, despre dronă se știe că nu are un rezervor pentru a se putea deplasa pe o distanță mare. Autoritățile au trecut imediat la verificarea tuturor aparatelor radar din zonă pentru a se stabili pe unde anume a trecut aceasta. Polițiștii din localitate au confirmat incidentul pentru Fanatic, dar spun că drona ar putea fi la fel de bine una din Ucraina. Din ce am înțeles eu, este o dronă de origine ucraineană, dar nu vă pot confirma lucrul acesta. Cei de la dispecerat posibil să aibă mai multe informații, au anunțat agenții de la secția 6 rurală, cea de care aparține comuna Dumitra. Datele au fost infirmate de polițiștii de la Bistrița Năsăud și ei au confirmat incidentul, dar spun că nu este vorba despre o dronă militară. Da, într-adevăr discutăm despre o dronă picată la Dumitra. Aceasta prezenta niște inscripții cu litere rusești, dar mă rog, asta nu înseamnă nimic. Drona poate să fie și rusească, dar și ucrainană. Ambele variante sunt posibile. Nu se cunoaște deocamdată proveniența ei. Ea a fost găsită căzută. Nu avem alte detalii, dar vă pot spune că, într-adevăr, pe ea sunt niște inscripții care cuprind litere din alfabetul rusesc. A explicat Rânzi Șioan, inspector IPJ Bistrița Năsăud.